Bună! Vom rezolva în continuare ecuații în N. Haideți să vedem ce procede avem. Bun. Avem ca cerință să determinăm acei x și numere naturale din relațiile următoare. Haideți să luăm pe prima. A. X plus 10 egal 28. Avem două metode. Metoda trivială, să ne gândim cât plus 10 egal 28. Și să facem în cap varianta că x va fi 18. Totuși, la calculele mai mari, varianta în a calcula în cap cât plus 10 ne dă 28 devine greoaie. Și atunci ce dorim? Să rămânem cu x în stânga și să nu mai avem nimic pe lângă el. Adică la toate aceste ecuații, de fapt, scopul este în stânga să avem doar x. Bun. Păi ce vom face? Scăpăm de cei pe lângă x. Într-o relație, într-o egalitate, putem, în dreapta, să adunăm, să scădem cu orice număr. Desigur, dacă adunăm cu ceva, scădem cu ceva, înmulțim cu ceva, trebuie acea operație să o facem în ambii termeni. Și atunci, cum scădem de plus 10? Scădem minus 10. Practic, gândim x plus 10 minus 10 egal 28 minus 10. Desigur că după un antrenament cu mai multe exerciții putem calculul acesta să-l facem direct în cap. Adică x egal 28 minus 10, 18. Haideți să ne mutăm la al doilea exercițiu. 2x minus 20 egal 60. Din nou, scopul este mereu același, să-l avem în cap. În stânga să rămânem doar cu x. Mai întâi scăpăm de cine? De 20. Bun. Cum? Și, în primul rând, apare întrebarea, de ce de 20? Păi noi, dacă x ar fi fost un număr dat, operațiile cum le-am făcut? Mai întâi am făcut 2 ori x minus 20, adică mai întâi am făcut înmulțirea și apoi scăderea. Și cumva e ca la metoda mersului invers. Ultima operație pe care am fi făcut-o, o facem acum prima. Drept și prin urmare, vrem să rămânem cu ăsta mai întâi, scăpăm de minus 20. Cum că scăpăm de minus 20? Adunăm 20. Adunăm, desigur, în ambele părți. Obținem 2x minus 20 plus 20 egal 60 plus 20. Minus 20 plus 20 o să facă 0, deci obținem 2x egal cu 80. Din nou, putem să gândim în cap 2 ori cât ne dă 80. Și ajungem la concluzia că x este 40 sau, dacă aici avem înmulțire, ca să scăpăm de acest 2, împărțim la 2 și obținem x egal 40. Sau 80 împărțit la 2, am făcut calculul direct, 40. Bun, haideți să ne mutăm la subpunctul C. Să rescriem subpunctul C. 4x minus 10 egal 2x plus 40.